Am revenit în platoul știrilor. Discutăm în această seară despre zilele europene ale patrimoniului cu Marius Mitrov, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Înainte de a vă întreba despre activitățile desfășurate, aș vrea să știu cam ce include patrimoniul unei țări. Cam ce ar include? Patrimoniul unei țări, trebuie să facem întâi de toate o distinție, nu vorbim de patrimoniul juridic al unei țări, patrimoniul economic, ci vorbim de patrimoniul cultural al unei țări, care cuprinde totalitatea bunurilor spirituale, umane, istorice, valoroase ale unui popor și care se împart la rândul lor în patrimoniu imobil, patrimoniu mobil, patrimoniu imobil constituit din clădiri, terenuri, situri arheologice, ansambluri istorice, culturale, arhitecturale, patrimoniu mobil constituit din totalitatea bunurilor pe care ni le-a lăsat strămoșii și pe care le găsim, le descoperim astăzi în urma săpăturilor arheologice, le admirăm în cadrul muzeelor, le vedem, eu știu, expuse în diferite ipostaze și apoi patrimoniul imaterial, care înseamnă tradiții, înseamnă jocuri, cântece populare, cimilituri, acele ghicitori care vin din trecut, meșteșuguri și așa mai departe. Aș vrea să mă întreb de când se sărbătorește în România zilele europene ale patrimoniului. În România zilele europene ale patrimoniului se sărbătoresc din 1992. Anul acesta a fost cea de-a 20-a ediție. Am înțeles. Și care ar fi tema de anul acesta? Am înțeles că este în fiecare an o altă temă. În fiecare an, Ministerul Culturii și Patrimoniului Cultural Național alege o temă pe care o transmite apoi forurilor superioare din cadrul Uniunii Europene, alături de alte țări. Deci fiecare țară își alege câte o temă. Anul acesta, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a ales tema meșteșugurile ca activitate pentru conservarea patrimoniului național. Zilele europene ale patrimoniului. Să înțeleg că sunt mai multe zile când se sărbătorește, când se dedică. Nu sunteți singura care ridică această problemă și eu m-am gândit, însă până la urmă este doar o singură zi, dar o zi care, serbându-se în mai multe țări ale Uniunii Europene, a căpătat această coloratură Zilele Europene ale Patrimoniului. Deci, concomitent cu România, mai multe țări au organizat. Deci, Zilele Europene ale Patrimoniului s-au sărbătorit sâmbătă. Exact, sâmbătă 22 septembrie. În mod normal, ele au fost stabilite pentru data de 17 septembrie, însă anul trecut, de pildă, s-au organizat în țara noastră pe 18 septembrie, anul acesta pe 22 septembrie, deci trebuie să fie într-o zi de sâmbătă în care publicul să fie liber și să aibă posibilitatea de a vizita monumente istorice în funcție de tema aleasă la Zilele Europene ale Patrimoniului. Care ar fi fost programul? Cum s-au desfășurat activitățile sâmbătă? A fost și la biblioteca Vea Urechea, am înțeles niște Sigur că da. Ca de fiecare dată, de când se organizează aceste Zile Europene ale Patrimoniului, ne răspund foarte multe instituții și asta este foarte bine, pentru că avem ce arăta publicului gălățean și nu numai publicului gălățean, ci și tuturor celor care se află în vizită în Galați. Spre deosebire de ceilalți ani, însă, anul acesta, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național a reușit să închege o relație extraordinară și cu două ONG-uri din domeniul cultural. E vorba de Asociația Tinerii și Viitorul și Asociația Pro Ecotur. Pentru noi este un fapt îmbucurător pentru că, trebuie să spun, sunt foarte puține instituții care lucrează în parteneriat cu ONG-urile. De aceea mă axez mai mult pe aceste ONG-uri acum, este nemaipomenit, și mai puțin pe instituțiile culturale care sunt partenerii noștri în fiecare an și organizăm evenimente extraordinare cu ele.
cu Biblioteca Vea Urechea, cu Muzeul de Istorie, cu Centrul Cultural Dunărea de Jos, cu Muzeul de Artă, cu toate celelalte muzee și instituții, teatrele. Deci nicio problemă în organizarea de evenimente culturale. Dar ONG-urile, în mod special anul acesta, ne-au făcut o mare bucurie pentru că am reușit împreună să realizăm ceva. Iată că s-au implicat și cei de la Tinerii și Viitorul. Vom fi imediat în legătură telefonică cu doamna Ștefania Cojocaru, președinta acestei ONG. Da, o doamnă președintă foarte inimoasă. Care s-a implicat. Exact. Și aici pot să spun că i-am ajutat mult mai puțin decât pe cealaltă asociație unde au avut nevoie de autorizări, licențe, Asociația Proecotur organizând o expoziție pe faleza inferioară a Dunării și aveau nevoie de aceste autorizări din partea primăriei, care iată s-a alăturat ca de fiecare dată la Zilele Europene ale Patrimoniului, dar și la alte activități culturale. Din nou mi s-a alăturat și a răspuns pozitiv solicitărilor noastre. Cine știe, poate la anul se vor alătura și alte instituții. Noi suntem deschiși oricărei colaborări și așteptăm cu mare drag. Să nu uităm și Transurbul, trebuie să-l spunem, pentru că anul trecut ne-a pus la dispoziție un mijloc de transport pentru elevi, elevi pe care i-am dus să viziteze pentru prima dată Biserica de Lemn de la Cerțești și Moara de Apă de la Brăhășești. Anul trecut era o altă temă, vizau monumentele istorice din lemn. Anul acesta, aceeași societate comercială, cu aceiași oameni deosebiți, ne-au pus la dispoziție iarăși un mijloc de transport, pentru că atâta pot, fiind vorba de mediul intraurban, de ieșirea din oraș, ne-au pus la dispoziție un mijloc de transport pentru a facilita accesul elevilor la pădurea Gârboavele, la Muzeul Satului Gospodăria Tradițională, unde au avut ce să vadă. Și e vorba de trei grupuri de elevi de la trei școli diferite, școala 41, școala 9 și liceul cu program sportiv. La muzeul de gospodărie, la muzeul satului gospodărie tradițională, mai erau grupuri de elevi de la școala 16, din câte am înțeles, apoi și de la școala 22. Erau dinainte, aveau un transportul asigurat. Rețineți-vă ideea, suntem în legătură telefonică cu doamna Ștefania Cojocaru, președinta ONG-ului Tinerii și Viitor. Bună seara, ne auziți, doamna Ștefania? Bună seara, ne-am auzit. Ce activități ați desfășurat cu cei de la ONG-ul Tinerii și Viitorul de Zilele Europene ale Patrimoniului? Am avut invitată o doamnă cu roata olarului, doamna Maria, celebra doamna Maria, care ne-a cântat cu cea roata a olarului. Am avut copii invitați, dintre copii de la școlile 13, de la școala 22, de la școala 24, de la școala 26. Au încercat și ei să modeleze în lut, așa cum s-au priceput ei cu mănuțele lor, bine, mai mult au stricat, dar ideea e că au încercat acel pământ, acel lut. Și am avut un grup de copii de la clasa pregătitoare de la școala 26 care au cumpărat farfuriuțe gata, lucrate de doamna Maria și le-a pictat cu modele tradiționale așa cum s-au priceput ei. Deci a fost un deliciu. Apoi am avut un grup de copii de la școala, de la grădinița 64 care ne-au demonstrat ce frumos știu ele să strângă lână în ghem. Ce-mi pare rău că n-am reușit să avem și un război, doamna Neagu, care era deschisă la a veni la Galație, în momentul în care a văzut cum este vremea, a avut puțin în retragere și am înțeles-o că asta este situația. Cine știe, poate la anul veți veni cu... Poate la anul și în afară de asta am avut o surpriză în adevăratul sens al cuvântului când am ajuns pe platou. Era un târg în desfășurare, dar probabil că la anul ne vom orienta în alt spațiu care va fi numai al nostru și poate vremea va fi foarte frumoasă și... O paranteză, îi mulțumesc domnului Mitrov că ne-a atenționat asupra acestei zile a patrimoniului european și am reușit să mobilizăm copiii așa cum am reușit, dar întotdeauna la început o activitate este mai stângace. Pe timp ce trece vin mai mulți participanți. Și dânsul vă mulțumește foarte mult. Spune că sunteți o doamnă inimoasă și vă implicați foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Și
Și încă un lucru vreau să spun, de la școala numărul 22, dacă nu era vremea care a fost, am fi putut să vedem o expoziție de exponate, mă repet, nu știu cum să spun altfel, din siturile de la Barboș. Doamna directoare de la școala numărul 22, Charlotte Barbu, are o expoziție extraordinar de frumoasă, dar fiind vremea cum a fost, nu a putut să vină cu expoziția pe platou acolo la Podcova să o arate tuturor. Important e că tinerii au fost entuziasmați, au privit roata olarului, au privit cum se face o astfel de oală, de... Da, da, chiar un lucru chiar foarte, foarte plăcut și mă uitam la copii că spuneam, a, este ușor, trec și eu acolo și dau la roată și ei, ia că nu e așa ușor, mai zboară lutul dintr-o parte în alta, să mai rupe opera de artă pe care cerci să o faci, dar una peste alta am pus la cale un plan de bătaie cu doamna Maria și sperăm să o aducem măcar o dată pe lună la... Nu spun unde, e un secret, o să anunțăm când e pus totul la punct, pentru a face niște cursuri de olărit cu doritorii din școlile gimnaziale și... O idee interesantă. Nu. Da, da. Și cine știe, poate tinerii vor fi mai interesați de tradițiile, obiceiurile exact. Românești. Așa și trebuie, așa ar trebui, de fapt, da. Asta este și scopul până la urmă. Sigur că da, sigur că practic trebuie transmisă tradiția cui? Celor tineri și mai trebuie să-i rupem puțin de toate produsele astea care vin din Occident și sunt într-adevăr foarte interesante, dar să nu uităm că noi suntem români, indiferent în ce colț de lume ne aflăm. Aici ne-am născut, vrem, nu vrem. Astea ne sunt rădăcinile și de ce să nu ne fălim și să ne mândrim cu lucrul ăsta. Doamna Cojocaru, oare sunt suficiente aceste activități pentru a transmite tinerilor aceste tradiții, obiceiuri? Nu, sub nicio formă. Pentru a nu le uita până la urmă. Da, exact, exact. Și în momentul în care sunt o dată la an sau de două ori pe an, sau mă rog, cât ne chinuim unii dintre noi să facem și bănuiesc că și domnul Mitrof trage sărmanul ca să ridice acest domeniu foarte sus. Ideea este că îți trebuie un sprijin, îți trebuie să poți să aduni copii, îți trebuie înțelegere din conducătorii grupurilor de copii, din partea instituțiilor care adăpostește acești copii și să înțeleagă că e un lucru benefic pentru ei. Din două puncte de vedere. Da, spuneți. Că sunt grămadă aici și că învață un lucru foarte bun și că primesc această tradiție care nu se știe, acum nu, dar poate când vor fi de vârsta noastră sau, mă rog, puțin mai mici decât noi, vor transmite și ei mai departe copiilor lor ce au învățat. Exact. Și sperăm că și la anul vă veți implica la fel de frumos. Fără nicio discuție. Mulțumim, doamna Ștefania Cojocaru. Cu mare plăcere, la revedere. Să rămână. Da, ia uitați ce spune doamna Ștefania, cu certitudine se va implica și la anul de zile europene ale patrimoniului. Deci eu pe doamna Ștefania am cunoscut-o, a venit la noi la instituție la recomandarea doamnei Angela Ribinciuc și ne-a prezentat un proiect interesant pe monumente istorice. Aș fi vrut să intru cu dânsa în direct să-i spun că o aștept în continuare cu acel proiect în care erau implicați din nou elevii, cu un concurs de fotografii și așa mai departe. Ceea ce spune doamna Ștefania este foarte adevărat. Nu este suficient deloc asemenea acțiuni care sunt organizate în mod rar și iată la și sunt dedicate tinerilor până la urmă. În primul rând, în mod special. În primul rând tinerilor, pentru că așa cum am spus și la deschiderea evenimentului de la Pădurea Gârboavele, întotdeauna ne îndreptăm către tineri, către copii, pentru că ei sunt cei care vin după noi și trebuie să le transmitem ceea ce avem mai de preț, acest patrimoniu. Într-adevăr, dacă s-ar organiza aceste cursuri de olărit, de, eu știu, dogari, de confecționat butoaie, țesături, chiar vreau să spun, copiii se uitau cu niște ochi foarte mari, era un meșter care împletea coșuri de nuiele
și se uitau foarte mirați. Nu prea înțelegeau ce face, presupun. Exact, iar alături de acest meșter, un om în vârstă cu părul alb, ședea o bătrânică ce torcea lână, lucru pe care, bineînțeles, copiii de la bloc nu-l știu, nu l-au văzut probabil nici la bunicii, pentru că bunicii de acum sunt cei urbanizați, cei care s-au născut mare parte din ei tot în mediul urban și nu au mai avut de unde să vadă aceste lucruri. De asemenea, s-au arătat interesați când au văzut și au făcut poze cu telefoanele mobile când le-am arătat războaiele de țesut, care mobilau încăperile de la muzeul satului. Le-am spus, acesta este războiul de țesut despre care vă vorbea domnul acela care împletea coșuri. Și fotografiau cu nesazic. Din ăsta se face pânza cu care se curesc mai departe hainele pe care le purtăm sau covoarele pe care le punem pe jos. Avem nevoie de... Poate nu de mulți, acum să nu se înțeleagă că ducem o lipsă nemaipomenită, dar avem nevoie de meșteri, avem nevoie de meșteșugari. Este un of al meu ascuns, îl fac, îl aduc la iveală acum, deci la emisiunea dumneavoastră. Deci nu avem meșteri în Galați. Poate, exact, poate aș fi vrut să organizez această manifestare cu marangozi, cu cei care confecționau bărci, pentru că noi până la urmă suntem o așezare pe malul Dunării și ne trăgeam existența din pescuit, iar pescuitul nu făceam numai la mal, ci trebuia să mergem și cu barca, da? Deci nu mai avem marangozi, nu mai avem călăftuitori, cei care călăftuiau bărcile ca să nu intre apa în barcă, nu mai avem nici meșterii, acei meșteri care lucrau lemnul. Cei care, noi vedem acum acele porți sculptate în Maramureș. E adevărat, noi nu am avut, dar trebuie să avem acei dulgheri care știu să facă acoperișuri, știu să facă acoperișuri ornamentale și totul manual, știu să facă elemente din tâmplărie traforată, să dea o formă care să bucure ochiul lemnului. Dacă, de ceea ce spuneați acum, vedem și pe la casele acelea vechi, exact. Nu? Pe la, ne uităm sub streașină și vedem acele console modelate, exact. Sigur că da, care sunt făcute de foarte mult timp, din 1930-1920. Eventual și cu numele proprietarului. Da, da. Și iată, ne plângem acum pentru că aceste case din Galați au fost acoperite majoritatea cu șindrilă, majoritatea cu lemn, majoritatea cu țiglă, majoritatea cu tablă. Iată, acum ne este greu să găsim până și acei tinichigii care să ne acopere casele. Mergem, recurgem repede la acele foi din tablă ondulată tip lindab, de culoare roșie, o fixăm cu șuruburi și am acoperit casa. Nu mai avem nici acei tinichigii care... Păi până... ce s-a întâmplat? De ce nu s-a dus până la urmă meșteșugul lor mai departe? De ce nu au fost niște învățăcei? Este normal, au apărut elemente, materiale de construcție care sunt foarte ușor de manipulat, foarte ușor de pus și până la urmă foarte ușor de construit o casă. Însă, pentru monumentele istorice, lucrul acesta nu este suficient. Tocmai răspundeam, cred că, foarte bine temei de anul acesta, meșteșugul ca activitate de conservare a patrimoniului, pentru că dacă am fi găsit acei dulgheri, dacă am fi găsit acei tinichigii, copiii ar fi văzut altceva. Altfel se protejează, se conservă un monument istoric, așa cum era el, cu tablă, cu lemnul acela, chiar și meșteri zidari care să facă anumite muluri care se aplicau pe fațadele caselor. Nu-i mai avem. Din nefericire, casele se fac foarte repede. Avem nevoie, într-adevăr, de meșteri olari care știu să facă, bănuiesc, colane, dar știu să facă și vasele din lut, da. Pentru că ele fac parte din patrimoniul mobil. Avem nevoie și de meșterii, cei care împletesc coșuri de nuiele, pentru că ele fac parte din podoaba poporului român. Așa ne-am obișnuit să cărăm și trebuie să le avem. Au văzut copiii chiar și coșuri de prins pește, cum se prindea odată, deci avem nevoie până la urmă, pentru că vorba acelui domn care împletea coșuri cu nuiele a spus, nu se știe niciodată ce vremuri apucăm, este bine să știm să facem aceste lucruri.
Și am zis, dacă cei de față, copiii, ar băga la cap lucrul ăsta, ar învăța foarte mult. Chiar bătrânii spun lucrul acesta, că nu se știe ce vreme vor apuca cei tineri și va trebui să se întoarcă la îndeletnicirile de altă dată. Este bine să știi să coși, este bine să știi să țești, este bine să știi să-ți faci un coș cu nuiele, că nu ai de unde să știi când va veni vremea căratului sau ți se rupe o hăinuță, nu mai ai cu ce să-ți cumpere alta, exact. Și atunci să știi să scroiești. Știu că la școală, înainte, se făcea, bine, nu știu, acum și în clasele mici, acel lucru manual. Mai învață pe cei mici cum să coase anumite puncte, anumite... eventual, chiar mi-aduc aminte și pe timpul comunismului, înainte de 89, îi puneau pe elevi, mai ales în zonele rurale, să sape în grădină, să pună un pom, exact. Să facă aceste lucruri. Nu, a dispărut. Eu mă uit la copilul meu, care este elev în clasa a 6-a, nu mai sunt, a făcut în clasa a 5-a educație tehnologică, ceva de genul acesta, unde a învățat planimetria unei case, cum să mobilezi o casă, chiar și cum să țese, mi se pare că m-a întrebat la ce trebuie războiul de țesut. O chestie destul de bună, dar dacă o faci doar teoretic și fără să îmbini teoria cu practica, înainte se făcea practic, fetele știau, exact. Stăteau în clasă, inclusiv găteau. Coseau acolo sau găteau și băieții se duceau la săpat în grădină, săpat, să știe cum se folosește o roabă, un hârleț. Lucrau cu traforajul, exact. Trebuie să știi să folosești și unelte din acestea manuale, nu numai cele automate pe care ni le-au pus tehnologia la îndemână. Am spus, nu se știe ce se întâmplă. Tot timpul suntem amenințați de acele explozii solare în care va cădea energia electrică și vom rămâne fără calculatoare și fără niciun mijloc de transport. Ei, ce ne facem atunci? Atunci va trebui să apelăm la cei bătrâni, s-ar putea să nu mai avem să ne învețe cum se fac anumite lucruri și ne va fi foarte greu. Spuneți-ne ce au pierdut cei care nu au fost la pădurea Cărboavele, acolo la Sunt muzeu. Sunt convins că ar fi fost mult mai mulți doritori. Însă, v-am spus, mijlocul de transport avut la dispoziție nu ne-a permis să dezvoltăm, să apelăm la mai multe școli, pentru că am făcut un grafic și deja erau 3 transporturi, ne-am întins undeva aproape de ora 2, ultimul grup care a venit spre pădurea Gârboavele și acest grup pleca undeva în jurul orei 4 și jumătate spre Galați, deci era deja foarte târziu. Dacă erau deja mai multe grupuri de elevi, nu am fi avut posibilitatea noi ca instituție. Însă, evenimentul a fost mediatizat, putea oricine să vină. Chiar felul cum a fost mediatizat într-unul din ziarele locale m-a și speriat, pentru că mă așteptam să găsesc și gălățeni din afara grupului care să vină să aștepte autobuzul la Casa de Cultură a Sindicatelor, dar nu s-a întâmplat, ori nu au citit, ori pur și simplu nu i-a interesat. Este și acesta un semn de întrebare. Da. Important e că au fost elevi, au fost copii? Sigur că da. Deci, ce să spun, numai eu am văzut undeva în jur de 100 de elevi doar la pădurea Gârboavele, pot să spun. Le vor spune colegilor ce au pierdut, ce au văzut acolo, exact, de ce au fost impresionați. La doamna Ștefania am văzut și acolo, am fost dimineață înainte de a se deschide evenimentul și erau deja strânși destul de mulți copii și părinți. Asta înseamnă că au avut activitate. Nu mai vorbesc și de biblioteca Avea Urechea, unde expoziția cu țesături, cu costumul popular tradițional, organizată iarăși de către inimoșii noștri colegi de acolo, arăta splendid și sper că cei care au vizitat-o au avut ce să învețe de acolo și să vadă portul, într-adevăr, portul tradițional românesc. Iar pe faleza inferioară, publicul s-a delectat cu imagini ale patrimoniului, așa cum a organizat de altfel Asociația Pro Ecotur. Muzeul de Artă a organizat expoziția de pictură, care are legături cu meșteșugul, însă și arta este până la urmă un meșteșug, nu? Sau meșteșugul devine artă într-un exact. Final, da?
Deci, iată, au fost evenimente nemaipomenite. Ca să nu mai vorbesc de ceea ce a făcut și eu am apreciat Muzeul de Istorie, chiar dacă nu are legătură cu Zilele Europene ale Patrimoniului, am spus că activitatea de vineri pe care a organizat-o lansarea proiectului Digitizarea Patrimoniului Mobil presupune însă și această activitate un meșteșug, o măestrie, pentru că îți trebuie inteligență, îți trebuie îndemânare, îți trebuie pasiune ca să faci această digitizare, să o cuprinzi toată și să o introduci în calculator, unde cu un simplu click accesezi despre orice bun mobil din patrimoniul muzeului și poți afla foarte multe date. Iată așadar că au răspuns foarte multe instituții, foarte multe ONG-uri, ceea ce ne bucură. Este primul an în care a fost chiar o bogăție de activități în acest domeniu. Și să sperăm că și la anul va fi mult mai frumos. Sperăm, sperăm și, sincer vă spun, îmi doresc totuși și o schimbare a temei, să fie și ceva inedit, ceva care să facă și mai atractivă această activitate. Cine știe, poate veți aduce niște meșteri la anul. Să facă acele bărci. M-aș bucura, chiar văzusem o emisiune cu o lună înainte de aceste zile europene ale patrimoniului, o acțiune organizată de Ivan Pațaichin la Tulcea, în care spunea că greu a găsit și acolo meșteri marangozi care să facă acele luntri. Și am zis, dacă la Tulcea se găsesc greu, noi nu mai găsim deloc, este clar că ceva s-a întâmplat. O să aducem, probabil o să luăm legătura, dacă o să fim anunțați din timp de către minister despre eveniment și temă, probabil că o să fie cu totul și cu totul. Să sperăm că nu vom uita tradițiile și obiceiile românești, oriunde am fi noi, să nu uităm de țara noastră și de unde am plecat până la urmă. Este important, sigur că da, este important, pentru că până la urmă tradițiile reprezintă legătura noastră nu numai cu trecutul, ci și cu bunicii, străbunicii și așa mai departe. Deci este o legătură de sânge și nu trebuie să o uităm, nici să o practicăm, măcar să avem habar de ea și să știm măcar acolo un pic să împungem cu acul sau să creăm ceva cu mâinile noastre proprii. Exact. Mulțumesc, domnule Marius Mitrov. Și eu vă mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Sper că ne-ați urmărit cu interes. Noi ne revedem mâine la Jurnalul de Știri de la ora 18. Sunt Lucia Brătuleanu. O seară frumoasă vă doresc!